Haideți să ne ridicăm în picioare. Mulțumim Domnului că le mai avem. E un har să stai pe picioare, mărit să fie Domnul. Alții de ani de zile, când ori ajuns să nu mai poată umbla la acest glas, când se spune în adunare să ne ridicăm în picioare, e un har pentru noi. Domnul să binecuvinteze pe cei care nu mai pot sta pe picioare și pentru care vă rugați de multă vreme. Domnul să fie binecuvântat. Pagina 650, Proverbe, capitolul 12, doar versetul 25. Proverbe 12 cu versetul 25. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Haideți să-l mai spunem încă o dată, dar împreună. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Amin. Vă invit să vă reașezați pe scaune. Se mai spune să stăm jos. Mulțumim Domnului că avem și scaune. Pe vremuri, când ne bucuram la părtășie, mi-aduc aminte, în satul bunicii, eram ca copii așa pe lângă amvon. N-aveam locuri în sală, erau foarte mulți și noi ca copii stăteam pe lângă amvon. Și mi-aduc aminte cum prezența Domnului cobora și Duhul Sfânt lucra, slăvit să-i fie numele. Îmi aduc aminte de o întâmplare, dar adevărată. Se spune că la viața de la țară, nu știu dacă eu am mai spus-o la Jebel asta, în America, la viața de la țară, la un moment dat, după ce la un fermier i-a luat foc toată ferma, după ce flăcările au fost oprite, încetate și grămezile mari de cenușe erau acolo în jurul dânsului, la un moment dat a mers cu un instrument foarte mare și a început să împingă și să caute lucrurile care gândea dânsul că le va mai găsi. A început să dea într-o parte și în alta și la un moment dat spune că a dat în zona păsărilor. Și în zona păsărilor, la un moment dat, au întâlnit o cloșcă care își proteja puii și spune că era complet arsă. A insistat dând o dată de două ori și la un moment dat a răsturnat-o la o parte și dedesubt ea a ieșit o mulțime de puișori care au început să meargă în fugă, să plece de acolo. Dacă noi suntem în seara asta aici, suntem datorite unui singur, ăsta Iisus Hristos Domnul. Ăsta nu a avut niște aripi anume, ăsta nu a fost scris pe undeva pe sus deasupra lor, ăsta a întins mâinile pe Golgota și în mâinile lui am fost și noi, măriți să fie numele Domnului în vecii vecilor. M-am confruntat în cartea Proverbelor de mic copil când călătoream de la biserică spre casă. Deseori vedeam doi bătrânei care stăteau la poarta casei lor. Și deseori când treceam pe lângă dânsii, se uita la noi bătrânul Iacob și zicea: „Mă, pruncilor, să citiți proverbele, dar să le citiți în fiecare zi. Că zice, dacă veți citi proverbele, toată viața voastră veți fi binecuvântați.” Și n-am ascultat, pentru că acolo la început spune că să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și nu ne plăcea lucrul acesta. Și am zis, dacă proverbele spun asta, asta e cumva împotriva noastră. Când noi cântam cântarea care a cântat-o fanfara, cântarea spune, avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Și nouă ca copii nu ne plăcea când cântam cântarea asta, pentru că acolo spunea la una din strofe, nu se înțeleg frații între ei. Și mă uitam la fratele meu și ziceam, m-am cam certat cu tine azi. Acum mama ne cântă cântarea asta pentru că are ceva împotriva noastră. Dar după ani de zile mi-am dat seama
Căci ca nevoia de Dumnezeu în viață nu-i nimic. De aceea, mărit să fie numele Domnului. Că noi suntem în seara asta aici datorită că El ne-a protejat și continuă să ne protejeze, mărit să fie Domnul. M-am uitat mult la acest verset. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Aș vrea în seara asta să vă vorbesc, în primul rând mie, mesajul acesta l-am primit de multă vreme, din perioada în care eram într-o stare de neliniște foarte mare. Vreau să vorbesc în seara asta, să-mi aduc aminte de doi ucenici care ori umbla cu Iisus. Unul dintre ei a fost Petru. Ce nume? Un nume cu rezonanță. Petru. A umblat cu Iisus ani de zile omul acesta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat a venit vremea, înainte ca Iisus să fie dat în mâinile preoților, ce interesant când ne aducem aminte, în mâinile preoților. La un moment dat, spune că Iisus i-a zis, că l-a văzut așa de hotărât pe Petru, a zis Iisus către el, Petre, de data asta nu te va mai ajuta numele. Și-a zis, înainte să cânte cocoșul de câte ori? De trei ori. Să cânte cocoșul odată, te vei lepăda de mine de trei ori. Acum eu vă întreb în seara asta aici, noi oare ne-am lepădat numai de trei ori? Știți ce interesant mi se pare la Petru? Atât de mult l-a iubit pe Iisus Hristos, după gândirea mea, după cercetarea mea pe care am făcut-o în Scriptură, n-a rezistat de mai multe ori. Dacă a Iisus Hristos să-și arate slava prin faptul că tot omul s-a regăsit în cuile lui de la Golgota, chiar și Petru, chiar și Iuda, chiar și toți ceilalți, și-a dovedit că chiar și el, cel care era zis Petru, a ajuns să se depărteze de Domnul prin ce? Prin mărturisire, prin dovadă, am eu o rugăciune a mea și mă rog pentru ea. Rușinea din zilele din urmă. Știți care e taina acestui pasaj? Este tocmai faptul că acolo Pavel spune la un moment dat, spune și nu mi-e rușine că știu în cine am crezut. Și Petru s-a rușinat de trei ori. Și astăzi, dacă ne uităm în jurul nostru, oamenii, mulți dintre ei, se depărtează de Iisus pe fondul fricii, temerii de a-L mărturisi pe Domnul prin trăire, prin dovadă. Vedeți, noi avem de 30 de ani de zile înainte ca să ne oprească starea aceasta care a coborât pe pământ, am avut oportunitatea să fim epistole vii scrise și văzute de toți oamenii, ne-am mai dus noi prin misiuni. Dar prin faptul că noi, mulți dintre noi, ne-am îndepărtat de Domnul, prin faptul că din pricina rușinii, spuneam la un moment dat când spunea cineva și-o zis, auzi, mie la locul meu de muncă, eu nu zic pace, din respect nu zic pace. Eu zic bună sau ceau, salut. Spunea cineva în centrul comercial când m-am dus să mănânc, mi-o fă rușine să mă rog că mă vede cineva. Vedeți, dragii mei? Petru, la un moment dat, când a ajuns să se depărteze de Iisus, nu s-a așteptat, căci chiar prin aceste lucruri mărunte. Ai fost un om prin care s-au făcut minuni, ai fost un om ales și la un moment dat, când e mai mare agitația, când e mai mare forfota, te lepezi de Domnul. Fie binecuvântat numele Domnului, că Domnul, indiferent de situația prin care treci, e prezent aici, slăvit să-i fie numele. Și am numit eu așa neliniștea lui Petru.
Neliniștea care duce la căință. Am stat și m-am gândit la omul acesta și cuvântul lui Dumnezeu spune despre el la un moment dat în Matei 26:75. Spune așa: și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Te întreb în seara aceasta, înainte ca Iisus să-și facă planul care îl are cu tine, stai de multe ori și spui: știu că până acum eu trebuia să trăiesc pocăința, eu da și părul alb prin cap. Sunt un tânăr abandonat, de multe ori m-am predat la biserică, de multe ori am zis că mă pocăiesc și n-am reușit. Și poate că cântecul cocoșului în seara asta pentru mulți dintre dumneavoastră, prieteni ai casei Domnului, sau cei care urmăriți din casele voastre, încă n-au venit, sau poate că au venit, și vreau să vă spun, încă din pricina lui Iisus Hristos, nu va mai veni un cântec al unui cocoș, va veni strigătul. Și până atunci, tu cel care te-ai lepădat de Domnul, nu de 3 ori, te-ai lepădat poate de 30 de ori, poate te-ai lepădat de mai multe ori și continui să faci lucrul acesta, dă-mi voie să spun, Iisus Hristos, câtă vreme este mijlocitor, este cu îndurare la jebel, mărit să-i fie numele. Și spune că omul acesta a ieșit afară în grabă și-o plâns cu amar. Știți când o plâns Petru? Când s-a uitat la el, la Iisus. Știi când Domnul te cercetează mai mult? Nu când îți merge bine. Nu când te simți cel mai neprihănit om. Când îți dai seama că ai gafat-o. Când îți dai seama, cum zice cântarea, tu suflete, fii gata, trească și poți cădea? Când am cântat cântarea asta la o biserică veche, la țară, am început să-mi îndrept spre mine degetul și am zis: ăsta care poate cădea oricând sunt eu. Și mi-am dat seama că cea mai frumoasă însemnătate pentru Petru a fost și când Iisus a mulțit pâinile, și când Iisus a vindecat bolnavii, dar niciodată fața lui Iisus pentru Petru n-a însemnat ca atunci, după ce s-a lepădat de el. Amin? Când se uită Iisus la tine și când îți vede casa terminată, când se uită Iisus la tine, când te vede și cu familie și cu un job bun, când se uită Iisus la tine și te vede omul ăla care poate ai la activ aseară păcatul, știi că privirea lui Iisus de la jebel în seara asta pentru tine e cea mai frumoasă privire. Se uită la tine Iisus. Tu ești cel care l-ai prigonit. Tu ești cel prin gânduri, prin fapte. Și nu zice nimic Iisus. Nu ne spune Biblia că a zis Iisus aici ceva. Nici la femeia din Ioan. Nu zice Biblia că a zis ceva Iisus. Mulți se bat de la tăcerea lui Iisus. Știți ce mă învață pe mine? Pe mine nu mă preocupă ce a scris Iisus. Pe mine mă preocupă ce a zis Iisus. Dar știți ce a zis Iisus? Nimic. Iisus l-a iertat în momentul ăla. Oamenii au zis, în momentul în care e o cumpănă puternică în viața ta, oamenii zic, dar Iisus Hristos face. Și dacă face Iisus ceva în seara asta aici, privește spre Petru de la balcon. Privește spre Petru poate din fanfară. Privește spre Petru care privește online. Și este seara în care Iisus Hristos te privește cu milă și cu îndurare. Slăvit să fie Domnul! Lasă ca neliniștea în seara aceasta să te ducă la căință, așa cum l-a dus pe Petru, slăvit să fie numele Domnului. Amin. 2. Neliniștea care duce la moarte imediată.
Al doilea ucenic, Iuda, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta, după ce în tăcerea lui, dar să fie ales de Iisus, foarte interesant, a fost ales de Iisus și el, unul din ucenici. Mă frământă un lucru. Vechiul Testament se aseamănă cu noul. Vânzarea lui Iosif a fost pusă în vigoare de Iuda. Vânzarea lui Iisus a fost pusă tot de Iuda, de ucenic. N-ai vrea numele ăsta la prunci. Dar vreau să vă spun ceva. Iisus Hristos, tot m-am frământat cu mama mea, vorbind, am zis către mami, frate Iosif, mă zic, mami, cum înțeleg Biblia anul ăsta, parcă nu o înțeleg niciodată. Citim împreună Biblia. Și m-am uitat și am dat peste pasajul unde zice, leul din seminția lui Iuda. Știți că bolnavi în Biblie îl strigau, fiul lui David, ai milă de mine. Pentru că unii dintre ei chiar de gura preoților, pentru că ei nu se gândeau vreodată că din seminția lui Iuda ar fi putut să iasă un lăstar care să facă ce făcea el. Și am stat și m-am gândit, leul din seminția lui Iuda, din cea mai de jos generație, din cea mai neînsemnată rădăcină, s-a născut Emanuel. S-a născut împăratul pe care îl propovăduim la Jebel de ani de zile. S-a născut stăpânul care continuă să se nască în orice Betleem. Nu în palat, dar el se naște și în palate. Dacă în biroul tău plângi și poate te confrunți cu starea lui Petru, poate te confrunți cu starea lui Iuda. Vreau să mă îndrept spre tine în seara aceasta. Ți-ai făcut promisiunea de ani de zile că te vei întoarce la Dumnezeu. Și poate că ai făcut-o. Știți că spune acolo Petru la un moment dat. Pavel spune, fac un singur lucru uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Vreau să spun în seara aceasta, tu care nu mai poți alerga spre țintă și te uiți în urma ta, te chem în seara aceasta să te uiți înainte, că numai de la Domnul îți vine izbăvirea, aleluia. Te întreb în seara asta, unde duce neliniștea sufletului tău? Ăsta e mesajul meu din seara asta, mai devoțional, așa cum spunea fratele. Unde duce neliniștea sufletului tău? Lasă ca neliniștea sufletului tău să te ducă la căință și nu la moarte. Amin! O venit ucenicul Iuda și spune la Matei 27:3, a făcut un lucru care îl facem și noi. S-a căit, spune Biblia, a adus înapoi cei 30 de arginți de s-a căit. Și mai apoi o zis, îmi stă în putere, îmi bag mâinile în buzunar, caut în pușculița mea și mă duc și îi dau. Tot ceea ce mai rămâne este să repar ceea ce am făcut. Oricum situația aceea de atunci trebuia să se împlinească. Dar din punct de vedere ca taină, această lucrare a lui Iuda ne slujește nouă ca mărturie, amin? Pentru că oamenii ori zis către Iuda, el a zis așa, am vândut sânge nevinovat. Știți ce au zis preoții? Ce au zis? Ce ne pasă nouă? Vreau să spun ceva în seara asta. Dacă oamenilor nu le mai pasă de tine, dacă te simți huiduit, alungat, dacă te simți părăsit, o zis cineva către mine, o zis, tu nu te uiți pe la ce zic oamenii de tine, în intermediul online. Și am zis, auzi, eu una știu, ce zice Domnul e cel mai important. Eu vreau să spun că în seara aceasta,
Domnul știe ce zice despre tine dacă vii la El în neliniștea ta. Nu vei scăpa de necazurile vieții, dar vei fi în mâna Lui și vei putea să ajungi în cer. Amin? De aceea eu te chem în seara aceasta să vii la Domnul, nu la Cel care ne scutește de necazuri. Eu te chem în seara aceasta să vii la El care te întărește în necazuri. Amin? Mărit să fie Domnul! Și s-au uitat preoții spre El și au zis, ce ne pasă nouă? Și Iuda a zis, oameni buni, am vândut sânge nevinovat. Știți ce spune, parcă îl văd pe Iuda în psalmul ăsta, 116, dacă nu greșesc, pe la versetul 11, un psalm. Spune acolo psalmul că orice om, în neliniștea lui, spunea psalmistul, în neliniștea lui, zicea, orice om este înșelător. În neliniștea ta spui multe lucruri. În neliniștea ta spui, n-are rost să mai stau lângă copii. În neliniștea ta, poate în seara aceasta, spui, n-are rost să mă mai duc la adunare. În neliniștea ta spui, n-are rost că de mine nu mai este viitor, de mine nu mai este speranță. Dă-mi voie să spun în seara aceasta, pentru tine există șansă. Iisus Hristos și-a dat viața pentru tine, mărit să-i fie numele. Nu spune neliniștea ta, nu mai există șansă. Nu spune neliniștea ta, sunt abandonată. Vă dați seama ce greu i-a fost la Iuda în neliniștea lui, în tulburarea lui, în frământarea lui, să audă din gura preoților aceste lucruri. Noi facem evangelizări de multă vreme, dar știți că evangelizarea din seara asta, conform Bibliei, nu a fost pentru ei din lume. Știți că omul ăsta, Iuda, a fost din categoria lui. Petru la fel. Știți că Iisus Hristos mai cheamă oameni astăzi din categoria ucenicilor? Și în seara asta mă rezum doar la acest cuvânt, această frază, unde duce neliniștea sufletului tău? Și vreau ca în seara aceasta să mă îndrept spre tine, indiferent unde te-ai afla, nu lăsa ca neliniștea să te ducă la moarte. Amin? Nu moarte din punct de vedere trupesc, nu mă refer neapărat la asta, ci poate că o moarte din punct de vedere spiritual. Și poate să spui, pentru că oamenilor nu le mai pasă de mine, pentru că de mine nu se va mai găsi nimic, ceea ce mi-a rămas mie este abandonarea. Te invit, oricare ai fi, în neliniștea ta, să vii la Domnul Iisus. Aleluia! Mărit să fie numele Domnului! Și în ultimul rând, în seara aceasta, lasă ca neliniștea ta să te ducă la mântuire. Amin! Ăsta nu a fost ucenic. Ăștia doi au fost. Ăsta o sta pe o cruce lângă el și o cărat crucea cu Iisus. Nu ne zice prea mult, nu ne-l creonează Biblia, nici filmele. Dar știți ce am realizat? Cea mai puternică evangelizare care a făcut-o Iisus pe pământ a fost pe crucea iubirii. Amin? O stat așa. Știți că pentru mine mama totdeauna cea mai frumos gest care l-a avut în viață, n-a zis, n-a fost ăsta. Cel mai frumos gest care l-a făcut mama, n-a fost nici ăsta, cum e pe internet azi, că dacă ai ăsta, trebuie să faci cumva să dai bine, ca să ai. M-am uitat uneori și am zis, eu acum, după ce m-am întors la Domnul prin cancerul lui tati,
prin depresia lui. Vreau să văd acum cum mă privesc cu oamenii în lumea slujirii. Știți cum? Poate că, nu știu, trupul-i de vină. Un singur lucru știu. Asta nu-i de vină. Asta e de bine. M-a primit cerul. Pentru că în neliniștea mea am scris acest mesaj. Eram pe dealurile copilăriei și împresăram capul cu mușchii care au crescut pe dealurile alea unde am călcat când am fost prunc de sculți. Și îmi puneam pe cap și urlam și ziceam, Doamne, sunt neliniștit. Ai milă de viața mea. Și am zis, și Iuda a făcut asta, eu de ce să nu fac? Nu sunt aici că școala. Nu mi-am dorit să predic niciodată. Apropo, celor care spuneți deseori, știu ei care sunt, că nu sunt aici cu voi, ei ne privesc. Eu nu mi-am dorit asta niciodată. Știți ce mi-am dorit în viață? Mi-am dorit să trăiesc în ochii lumii, prin muzică, prin like-uri. Știți că este o vorbă care zice, toate drumurile duc la Roma. Dar vreau să vă spun ceva, nu toate duc în cer. În cer duce unul singur, ăsta Iisus Hristos. Eu am ajuns să predic de pe drumul suferinței și nu știu câți ani voi face asta, pentru că nu doresc asta nici unuia. Câtă prigoană vor fi pe predicatori în zilele din urmă, ascultați-vă, și câtă hulă la adresa lor, și câtă neiubire. Știți ce am făcut eu pe drum de la Anina până la voi? Am dat mesaje întregi vocale pe internet, pe WhatsApp, unor fraslujitori care nu por legătura cu ei și am zis, simt să te binecuvintez în numele Domnului. M-am rugat pentru cei care mă vorbesc de rău. Și a zis, Doamne, știu că-s mulți după conturi false. Știu că-s mulți prin inbox-uri. Știu că-s mulți care mă sună, hei, ce faci? Cum stai? Cum ești? Și pe la spate te vinde. Și pe tine te iubesc. Știți că succesul slujirii, știți care îi? Îl spun la Jebel în seara asta, e iubirea semenului. Nu sunt like-urile. Eu aș putea să dau un mesaj în care să mă feresc să spun unele lucruri, să vezi, să nu se subestimeze fratele ăsta. Dar vreau să vă spun ceva, succesul slujirii nu-i cât știi să o dai de bine în predică despre păcat, nu. Cât știi să spui și să arăți din dragostea lui Dumnezeu. Am predicat în Bistrița, acum în urmă cu câteva zile, la o seară de rugăciune. Era acolo o casă plină, la cineva acasă. Și vreau să vă spun, a vorbit Duhul Sfânt numai de dragostea Lui și de acceptarea semenului. Și a zis Duhul Sfânt ca semn că v-am vorbit, în seara asta mă cobor aici și vindec o mamă. Și a ieșit mama în față și Duhul Sfânt a vindecat-o pe acea mamă. Am învățat în viață că dacă prioritatea slujirii mele este iubirea semenului, dar să-l pronunț în rugăciune, atunci Duhul Sfânt îmi cercetează viața și sunt cu El. Și dacă am zis, Doamne, în neliniște, Tu mă înveți că mă chem la Tine și la pocăință și învăț în seara asta, în ultimul rând, de la acest om care o sta pe cruce și-o zis în depresia lui, în tulburarea lui, rostea cu prietenul lui și spunea, dacă Tu ești, cei de jos rosteau și ei. Și la un moment dat Iisus Hristos s-a uitat spre el, n-a zis nimic. Și ăsta îi rostește și îi spune, Luca 23 cu 41, pentru noi este drept, iată-l pe ăsta care își dă seama și ăsta e în seara asta aici. Și ar fi ca în momentele astea pentru tine să fie acest pasaj. Pentru tine este drept să primești ceea ce meriți. Pentru ceea ce ai făcut, pentru ceea ce ai trăit,
chiar în săptămâna trecută. Căci să primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Și iată în versetul 42 ce zice. Și a zis lui Iisus. Știți ce a zis omul ăsta? N-a mai zis, Doamne, adu-ți acum aminte. S-a referit la viitor și a zis, Doamne, adu-ți aminte, adu-ți. Când? Când vei veni? Unde? În împărăția ta. Și Iisus, la un moment dat, i-a rostit cel mai glorios lucru. Adevărat! Adevărat este că în seara asta ești aici cu trupul. Adevărat este că cânți în fanfară. Adevărat este că ai o familie. Adevărat este că ești complimentată sau complimentat în lumea internetului. Adevărat este că ai bani. Adevărat este că ai copii sănătoși. Știu asta! Dar cel mai frumos lucru care Iisus ți-l spune în seara aceasta, îți spune nu adevărat de lucrurile materiale, îți spune adevărat îți spun că astăzi la Jebel îți iert păcatul. Adevărat îți spun că astăzi te primesc. Adevărat îți spun că astăzi tu poți să fii un om nou. Aleluia! Proverbe 12:25, te rog, afișează. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. N-ai avut nevoie în seara asta de un mesaj de 70 de minute. N-ai avut nevoie de asta. Vreau să spun ceva. Dacă pentru două persoane sunt aici, care neliniștea voastră poate trăiți bine, neliniștea nu rezultă neapărat capul a plecat, rezultă o haină frumoasă. Pace, mami, cum ești? Sunt bine, sunt bine, slavă Domnului! Și când pleacă ea, de lângă tine plângi. Te întreabă mama, cum ești, dragul meu? Sunt bine, slavă Domnului, tot e ok, mamă. Dar auzi, cum e problema asta prin care treci? Nu, mami, este bine. Și mama pleacă. Și tu stai în casă singură, singur. Sau poate nu mai ai, dar ți-aduce aminte de vorba ei. Neliniștea din inimă omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Ascultă-mă. Nu de vorba iubitului ai nevoie pe pământ să fii liniștit. Neliniștea, vreau să vă spun ceva, liniștea poate fi de multe feluri. Liniștea în urma unui film vizionat, liniștea în urma unei cuceriri, liniștea în urma unei vești care ai primit-o, liniștea când mergi cu mâsul unii tineri cu 180 la oră și s-a filmat și după ce s-a filmat a intrat cu un jaguar și roțile au fost rase toate patru. Și-o fost liniștit. Pentru alții asta e liniște. Neliniștea e de multe feluri. Neliniștea unei pierderi. Neliniștea unei respingeri. Neliniștea unui loc de muncă respins. Neliniștea din cauza că te-o respins cine nu te-a așteptat, tânărule sau tânără, să te respingă. Dar vreau să spun ceva, nu pune astea la suflet. Vă spun eu în seara asta, știți care e cea mai dureroasă neliniște? Nu e să n-ai 1000 de euro în contul curent. E neliniștea în urma unui suflet nemântuit. Și cea mai mare liniște care poți să o ai e liniștea unui suflet mântuit. Și dacă v-aș dori ceva în seara asta, să plecăm acasă toți liniștiți, cu El în inimă.
Vorba care, care trebuie pentru tine să fie în seara asta este cea, pune-te rog, din Ioan 8:8. Pune-te rog. Matei 8:8, cer iertare. Aleluia! Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu: nu sunt vretnic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai. Știi de ce ai nevoie în seara asta? De ceea ce a avut ăsta? Nu a avut nevoie să mai vină cohorta la el în casă. De asta ai nevoie, de cuvântul. Pentru că ce mă fărâmă pe mine la versetul ăsta este partea asta. Doamne, a răspuns utașul, nu sunt vretnic, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi. Cuvântul de care ai nevoie tu în seara asta e cuvântul vindecare. Ne vom ruga în rugăciunea asta pentru fratele Lili Chiș. Știți ce scrie aici? E la un spital cu numele Victor Babeș. Știți că multe spitale din ziua de azi poartă numele de oameni, poate numele de preoți chiar. Multe spitale, unele poartă numele de oameni care au fost ori vindecat în lumea ortodoxiei. Dar vreau să vă spun ceva. El nu e în mâinile lui Babeș. Omul ăsta e în mâinile lui Iisus Hristos. Pune-te rog cauzele acum. Avem cauze, am vorbit cu fratele păstor. Vă invit să vă ridicați. Cauze de... Spuneți voi, ce cauze? Eu m-am uitat în seara asta când au zis fratele, preiubitul frate, care mai sunteți, care mai împliniți atâția ani de la binecuvântata familie care o aveți? Și am văzut și unul și altul. Știți ce m-a cuprins, frate păstor? Familia aia e aici, cu 50 de ani, care sunteți? 50 de ani. 50 de ani. De când sunt împreună. Știți ce fac familiile care stau mult împreună până la capăt? Arată faptul că și Iisus încă stă lângă noi, care suntem mireasă. Ei vor sta în continuare până moartea, va zice punct. Dar Iisus Hristos va sta lângă noi veșnic. Și dacă mă uit la unele familii care sunt azi în picioare, și familia aceasta, Dumnezeu să o binecuvinteze, este pe baza faptului că în neliniștea lor au rămas lângă Domnul. Aleluia! Și vreau aici înainte de cauzele pentru rugăciunea de bolnav. Extraordinar câte nume, mă uit aici. Tu care ești acolo în mediul online și nu poți ieși din casă, pentru tine e mesajul. Ești într-o țară în diaspora și nu poți ieși din casă. Biserica ta e închisă și nu mai ai putere. În seara asta vreau să spun că neliniștea ta, Dumnezeu a pătruns în apartamentul tău. Dumnezeu a pătruns în casa ta. Și te întreb în seara asta, sunteți aici oameni pentru care vreau să mă rog împreună cu frații din conducere și cu toată biserica pentru dumneavoastră, care aveți o neliniște, cel puțin una, cu care ați intrat în biserică în seara asta, ridicați o mână sus. Frate păstor, câte mâini ridicate, câți oameni neliniștiți din punct de vedere spiritual, poate neliniștită pentru fiica ta, poate neliniștit pentru fiul tău, poate neliniștită pentru viitorul tău, poate neliniștit pentru situația prin care treci. Vreau să spun ceva în seara asta. 50 și ceva de ani împreună. N-ai vrea să spui rugăciunea asta, Doamne, nu vreau să fiu un Iuda, vreau să fiu un Petru, care să vin la tine. Știți ce-i biserica astăzi? E privirea lui Iisus. Când ești în biserică în seara asta, nu la Victor Babeș. Când ești în biserică în seara asta, Iisus se uită la tine. Biserica numai rolul ăsta are. Să se uite la tine. Și să uite Iisus spre tine și spune, te chem.
surorile însărcinate, Robert, Sein, Ana Gui, frați și surori din diaspora, probabil mai sunt, dacă dă în continuare, probabil mai sunt cauze, Elisabeta Brânduș, Veronica Lup, tu de la balcon, fie seara asta o seară aducere aminte în care să vii la urmă la fratele păstor în biroul pastoral, tu care ai urmărit programul, să suni. Noi de multe ori zicem, bă, predica asta a fost o predică, cum a fost la adunare, a fost o predică puternică, bun. Dar ce-ar fi în seara asta să vii la urmă aici și să spui, frate păstor, bat la ușa ta, vreau să fiu primul pe lista de botez. M-am săturat de o viață neliniștită. Eu vreau să vă spun ceva. Eu în trupul meu am unele stări, trupești, un diagnostic care îl port în mine. În urma consumării, când tatăl a fost bolnav, dar vreau să vă spun ceva, știți ce am eu? Am pace în inimă. Știi ce nu ai tu în seara asta? N-ai pace. Am fost într-o adunare și au zis, fratele David, să cânte cântarea despre pace. Eu am zis, eu scând cântarea asta, dar pacea nu ți-o dau eu, nici fondul de la orgă, pacea ți-o dă unul singur, Iisus. Și în seara asta, după ce se încheie programul, să vii la fratele păstor și să-i spui, m-am săturat, vreau să închei un legământ cu Domnul. Vreau să vii la mine, frate păstor. El, fratele Lili Chiș, el cere ajutorul nostru, dar el e liniștit. Din punct de vedere al trupului nu e liniștit, dar din punct de vedere al sufletului știe cui o slujit. Ne rugăm cu toții Domnului. Doamne, îți mulțumim.